Bună, domnișoarelor, bună ziua, dragilor, prieteni, consăteni, prietenii din toată comuna. Mă bucur foarte mult că, uitați, pas cu pas, ne unim și ne facem puternici, din ce în ce mai puternici. Vreau să-i salut și pe domnul președinte, bună ziua, sărbile, viitorul președinte al Consiliului Județean. Când o să ajung, o să fac împărțeala corectă. 100%. Nu cu 50 de lei. Da. Îl salut pe domnul senator, domnul senator Țapu. Domnul deputat Polac. Domnul Mircea Bănoiu. Și domnul Vici, te rog să saluți tu oamenii. Mă bucur nespus de mult, de fiecare dată mai spune tata, știți că el e profesor de română, Rădănuț. Pregătește-ți acolo un speech, vezi cum. Zic, dar nu am cum, că eu mă uit acum în ochii lui Nea Vasile Moroșan, după aia mă uit la cu mătra și după aceea mă uit la cu mătru și nu mai știu ce am pregătit acasă. De asta trebuie să începem, să fim sinceri, să fim corecți, să fim mai buni, din ce în ce mai buni unii cu ceilalți. Lucrul ăsta deja se întâmplă, pentru că știm foarte bine, am adunat echipa, s-a terminat. Nu mai avem concurență, nu mai avem timp de băgat bățul prin gard, nu mai avem timp de așa ceva. Avem un singur lucru de făcut. Trebuie să ne continuăm proiectele. Zic că am început cu dreptul. Și contează foarte mult să derulăm proiectele mai departe, cele care le avem de finalizat și celelalte care urmează să le implementăm. Îl rog pe domnul președinte. Deputat, domnul senator. Îi dau domnului Polac, așa spune șeful. Poftiți! Bună ziua, vă spun și eu, nu o să vorbesc mult. Eu pot să vă spun că atât eu cât și colegii mei pe care îi vedeți aici la masă am venit pentru a sprijini pe domnul primar Dănuț Arghiropol în candidatura sa pentru un nou mandat. Și acum, ca să fiu foarte, foarte scurt, eu am să vă spun pentru că eu îl cunosc pe domnul primar, cred că cam de un an și jumătate. În anul ăsta jumătate de când eu personal îl cunosc pe domnul primar, eu am primit, cred că 30, 40, 50 de telefoane pentru o problemă pe care dumneavoastră aici în localitate ați avut. Eu sunt sigur că... ascultați-mă un pic. Eu sunt sigur că și domnul președinte, dacă eu am primit 50 de telefoane, probabil că au primit 100 de telefoane pentru această problemă. Dar ce vreau să vă spun? Acea problemă se referea la... marcatul lemnelor din păduri și la o modificare la codul civil. Pot să vă spun că a fost ministrul mediului aici la noi în județ, la invitația domnului președinte și a domnului senator. Ce credeți dumneavoastră că i-a spus ministrului mediului domnul primar Dănuț Arghiropol? De când l-am văzut, s-a ridicat în picioare, domnul ministru, avem o problemă. Domnul ministru știa problema, pentru că i-a ridicat atât domnul președinte cât și eu. Ce pot să vă spun și ce este cel mai important lucru? Și bănuiesc că o să vă spună și domnul primar acest lucru, sau dacă nu v-a transmis deja, acea problemă s-a rezolvat. Codul Silvic s-a modificat încă de acum două săptămâni. Legea a fost promulgată de către domnul președinte și trebuie să vă felicit că aveți un primar care este atât de implicat și care, prin demersurile pe care domnia sa le-a făcut, a reușit să facă acest lucru. Eu îl felicit pe domnul primar. Și sunt sigur că pe 9 iunie dumneavoastră veți acorda încrederea și ce trebuie să vă spun este că în momentul în care acordați încrederea trebuie să vă gândiți foarte bine și să reușiți să-l ajutați și să vă ajutați și pe dumneavoastră. Și odată ce votați pe domnul primar Dănuț Arghiropol, să-l votați și pe domnul George Lazar, viitorul președinte al Consiliului Județean Neamț, pentru că nu poate face nimic nici domnul primar dacă nu primește un ajutor din partea echipei și, în cazul de față, a echipei Partidului Național Liberal. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor o zi minunată. Da, este foarte adevărat. Multe lucruri sunt adevărate din ce a spus domnul. Da, este adevărat. Nu în totalitate, spune domnul senator. E adevărat. Știm foarte bine problema. Noi, moștenitorii, care nu puteam să valorificăm și să avem parte de lemnul pe care ni l-a lăsat bunica, bunicul, cine ni l-a lăsat, pentru că un fost ministru al mediului cu o minte iluminată ne-a cerut să fim, să devenim proprietari, lucru foarte greu de realizat. Bineînțeles, numai domnul președinte știe ce trebuie să spună la București. Domnul președinte,
Vin la București. Vino, Dănuț, mergem pe ăla. Bate la ușă, nu mai bate, mă, că-i pus de noi ăla. Îi dau cuvântul domnului senator pentru că dumnealui este... Știți cum îl văd eu pe domnul senator Țapu? Îl cunosc de 8 ani de zile. Îl văd așa un fel de Gică Popescu, cum era la Barcelona în spate, care coordonează tot. Ați înțeles? Îl trimite pe Dănuț Arhinopol să dea acolo și să-i ca și fotbal bine. Dar Gică Popescu e în spatele meu acolo. Poftiți, domnul senator. Mulțumesc frumos. Sărut mâna doamnelor, domnișoarelor. Bună ziua, dragi prieteni din Comuna Bojin. Dați-mi voie, în primul rând, să-i mulțumesc primarului dumneavoastră, Dănuț Arhinopol, pentru onoranta invitație pe care mi-a făcut-o și pentru faptul că mi-a plăcut să fim astăzi împreună. Am convingerea că Dănuț Arhinopol, începând cu 9 iunie, va mai avea un mandat de primar în Comuna Bojeni. Rugămintea mea către dumneavoastră e ca de data aceasta să-i dați minim 2-3 în Consiliul Local ca să-și poată face treaba cu adevărat. Și vă spun pentru că Dănuț Arhinopol, așa cum îl știu eu, ne-a rost ușile pe la București. Și a reușit niște lucruri remarcabile, spun eu. A reușit să atragă fonduri importante în comuna dumneavoastră. Numai pe drumuri are 12 milioane de lei, adică 3 milioane aproape de euro, 2,5 milioane de euro numai pe drumuri. Are apă și canalizare prin AFIR, pe fonduri europene. Are modernizarea școlilor, digitalizare, proiecte europene și lucrul ăsta pe dispensar pe Compania Națională de Investiții. Și lucrurile astea trebuie să continue pentru că e absolut necesar să dezvoltăm și să modernizăm comunitățile locale. Asta este și menirea noastră a liberalilor și cum îl știu eu pe Dănuț Arhinopol, este un băiat tânăr, dar este un băiat cu vocația construcției, a dezvoltării și a modernizării și mai ales cu viziunea modernizării. Și îl felicit. Și am 100% va fi primarul dumneavoastră începând cu 9 iunie. Acum, azi, în Comuna Bojen, lansăm și candidatura președintelui nostru, domnul George Lazăr, pentru Consiliul Județean. O să vă fac o informare ca să aveți o imagine mai de ansamblu, pentru că e important. Ați văzut Consiliul Județean Neamț, cam ce bătaie de joc a făcut cu comuna dumneavoastră. Dar nu și-a bătut joc de primar de Dănuț Arhinopol când i-a alocat 1000 de lei. Și-a bătut joc de fiecare dintre dumneavoastră pentru că banii aia nu-i lua Dănuț Arhinopol să-i ducă acasă, ci investea în lucruri pentru cetățenii din comună. Așa că trebuie să terminăm cu această politică retrogradă, ca să fiu gentil, da? Pe care a făcut-o PSD-ul. Iar eu vă informez că și la Consiliul Județean valul schimbării a început și nu-l mai poate opri absolut nimeni. Și vă garantez că 100%, începând cu 9 iunie, George Lazăr va fi noul președinte al Consiliului Județean Neamț. Dar când spun asta, nu-s vorbe de campanie așa aruncate, pentru că în ultimii 3 ani și jumătate am lucrat în echipă cu domnul deputat Cola, cu domnul deputat Dan Laurențiu Leoreanu, care, apropo, va fi primarul Romanului și va câștiga la un scor. O să-i batem de, o să le iasă fumul din cap la ăștia de la PSD, la Roma. Și nu numai el, și George o să-l bată pe contracandidatul lui, rău de tot. Cu Dănuț Arhinopol,
cu George Lazar a construit o echipă a Partidului Național Liberal mai unită ca niciodată, mai organizată ca niciodată și mai disciplinată ca niciodată. Acestea trei sunt ingredientele succesului. Și vom avea succes, iar George Lazar va fi președintele Consiliului Județean Neamț. În același timp, în ultimii 2 ani de zile, am făcut numeroase și ample cercetări sociologice în 64 de localități ale județului Neamț. Dintre acestea 64 de localități, 43 cu primarii ai adversarului nostru politic, cei de socialiști, PSD. Din cele 43 de localități care azi au primari PSD, în 19 localități vom avea primar liberal. Și cu cei 35 de primari, între care și Dănuț Arghiropol, cu care intrăm în această competiție, vom scoate între 50 și 54 de primării în județul Neamț. Așadar, aveți mare încredere, vom câștiga atât primăria Bozen, iar Dănuț Arghiropol va fi în continuare primarul dumneavoastră, cât și Consiliul Județean, iar George Lazar va fi președintele Consiliului Județean. Cu Dumnezeu înainte, la victorie, fraților! Vă mulțumesc frumos, domnul senator. Dacă îl comparam cu Gică Popescu, mă pregătesc să-i dau cuvântul lui Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ideea este în felul următor. Este foarte simplu. De data asta trebuie să mergem cu toții împreună și la locale și la Consiliul Județean. Mă regăsesc de multe ori, îmi spune George, nici nu trebuie să vorbim, că ne înțelegem din privire direct, prin Wi-Fi. Este exact omul care trebuie la Consiliul Județean, deoarece în momentul în care m-am dus pentru asfalt, când m-am dus pentru dispensar, când m-am dus, nu, da, Dănuți, vedem noi când o să fie și o să fie. Da, Dănuți, mâine dimineață ne vedem acolo, ajung și eu de la București, de la Roman, ajung la București dimineață, intrăm amândoi. Intrăm peste el și vedem ce se întâmplă. Nu așteaptă să vedem ce o să se întâmple, deviza este aceeași ca la noi, la Bozieni. Nu există, nu se poate. Nu există, nu se poate. Din punctul meu de vedere, mă dai afară cu și intru pe geam și stau înăuntru. Dacă nu mă bagă George Lazar înapoi înăuntru acolo. Domnul președinte, vă rog. Mulțumesc, Dănuț. Bună ziua, Bozieni. Mă bucur să fiu azi în mijlocul dumneavoastră. Îi mulțumesc prietenului meu, Dănuț Arghiropol, pentru că în afară lucrurilor că facem politică și suntem colegi de partid, eu zic că suntem și prieteni, eu cu Dănuț și cu o parte dintre dumneavoastră cu care ne știm, dar cu Dănuț în mod special. Mulțumesc, Dănuț, pentru invitație, felicitări pentru organizarea asta frumoasă, într-o zi frumoasă, cu soare parțial, cu belșug, s-ar părea că urmează să plouă. Oameni buni, spunea domnul primar al dumneavoastră că în ultimii 4 ani a început să spună câteva de realizările lui, spunea domnul senator. Eu vă spun așa, că de 30 de ani, patriarhul dumneavoastră al Bozienului n-a făcut în 30 de ani ce a făcut Dănuț Arghiropol în 3 ani jumate. Asta înseamnă să ai mână de gospodar, asta înseamnă să fii băiat deștept, asta înseamnă să-ți iubești locuitorii și comunitatea, asta înseamnă să te ajute mintea și să dai înainte, să, cum zicea Dănuț, să mergi la București, să dea afară pe eu și să intri pe geam. Dacă vorbim de proiectul pe Angel Salini pe asfalt și mă uit la dumneavoastră, în general, așa văd și domnule și domnii, vă apuceți curați. Asta e simplu că este asfalt. Că bănuiesc cu fiile ați de aici la cap și v-ați descălțat și v-ați scălțat. Asta e simplu de civilizație, oameni buni. Să ai asfalt, să ai apă, să ai canalizare, să ai gaz într-o comunitate, să ai un dispensar, să ai un cămin cultural, să ai un apomic stradal. Asta e normalitate, asta e civilizație. Iar proiectul de asfaltare pe care l-a câștigat primăria comunei Bozieni este meritul 100% al lui Dănuț Arghiropol, primarul dumneavoastră, pentru că nu știu de câte ori a venit la București, am insistat, am mers la Ministrul Dezvoltării și s-a semnat proiectul de finanțare, cred că astăzi este și finalizat, implementat proiectul. Aveți apa și canalizarea care e licitată, aveți dispensarul care cât timp curs de licitație e licitat. Care e în ultima fază de licitație, aveți alte proiecte făcute pe fonduri europene, ceea ce înseamnă că Bozienul se dezvoltă. Vă fac o promisiune astăzi, că sunteți mulți, sunteți oameni de bună calitate,
Am vorbit cu Dănuțul, primarul dumneavoastră, sfârșitul anului 2024, dacă nu începutul anului 2025, vă aducem Bozien și gaz metan. Este un proiect extrem de important. Urmează Angel Salini, Ministerul Dezvoltării, să scoată un nou program de investiții pentru racordarea localităților care nu au gaz sau pentru extindere sau înființări rețele de gaz. Și prioritate aici, în zona dumneavoastră, va fi și comuna Bozieni, precum și comuna Valea Ursului. Sunteți doi primari meritoși și Dănuț Arghiropo și Verel Smerea, care e mai nou colegul nostru liberal și domnia sa primar, la fel ca și Dănuț, de 80 ceva spre 90%, aducem gazul și la dumneavoastră. Asta e important, că baronii au început să plece. Deci, de la dumneavoastră a plecat unul, de la Voriceni urmează să plece celălalt. A mai rămas un baron aici în zonă. Ăla poartă numele de duminică. Acum, eu nu o să vă spun că dumneavoastră locuiți în Bozieni. Ce să faceți la Voriceni? Eu vorbesc de Bozieni. Dar ar fi bine și n-ar fi rău. Și acolo unde mai aveți, nu știu, un prieten, o rudă, o cunoștință, să transmiteți și la Voriceni, dacă îi aveți cu acele rude sau prieteni sau cunoștințe, că timpul baronilor a trecut, iar România lui 2024 este o Românie care merge spre modernizare, iar primăria nu este o feudă a cuiva, nu este locul în care trăiesc boieri și restul oamenilor sunt sclavi, ci România de astăzi și comunele noastre din județul Neamț aparțin oamenilor, iar primăriile aparțin tot oamenilor. Îl felicit pe Dănuț pentru întreaga activitate și echipa sa de consilier local. Lucru bun am făcut împreună, spunea domnul deputat Pola, că nu pot să-mi aduc aminte de treaba asta, a spus și Dănuț Arghiropo, de necazul unora dintre dumneavoastră, peste 100 de familii, spunea Dănuț, care aveați acel necaz cu codul silvic, nu vă puteați, pentru că nu aveți dezbătute succes, unele dezbatere succesurile, moștenirile, nu puteați să mergeți la codul silvic să vă marce în pădure, pentru că era o legislație schimbată. Și mă sună Dănuț și dimineața și după amiază, și seara și iar dimineața. Dar când mă sună, nu spunea domnul președinte sau George, cum vorbim noi, bă, am o rugăminte, hai să rezolvăm. E belea la mine! Și Dănuț, ce s-a întâmplat? A zis, Doamne ferește, arde ceva, vreo inundații, ceva grav. Păi, belea la mine, am oamenii la ușă, nu mai pot. Dacă nu rezolv asta, nu mai trebuie nimic, nici gaz, nici asfalt, nici apă. Asta e belea mare. Bă, Dănuț, hai că ne surpăm cumva, hai să vedem. Am fost cu el împreună la șeful Regiei Naționale a Pădurilor din România, în birou. Dom'le, hai să găsim o variantă. O să omul ăla, când găsești, o găsi și nu prea o găsit. Am fost la Direcția Silvică, am fost iar la Regiei Naționale a Pădurilor. Ăla pe niște promisiuni, găsești că o găsit, dar tot nu o găsit. Bă, hai mergem la ministru. Am mers la ministru. O înțeles într-o primă idee, domnul ministru, după care s-a așternut praful pe idee, nu mai trecut vreo lună, bă, iar nu s-a întâmplat nimic, chiar mă sună Dănuț. Îl sună pe domnul ministru într-o sâmbătă, deci acum țin minte, zic, bă, Mircea, e prietenul nostru de la Bacău. Zic, bă, Mircea, am o rugăminte, știu că te bat la cap, știu că e sâmbătă. Vreau să ne luăm discuția aia, că nu e ok, stau oamenii, n-au nicio vină. Și îmi zice, da, au fost de la Dumnezeu, și îmi zice, George, te sun în jumătate de oră, aceeași discuție o am acum cu un grup de oameni de la, dintr-o comună, din Bacău, rețin numele, care au fix aceeași problemă. Deci, termin discuția și te sun. O trecut vreo oră, m-a sunat. Bă, aceeași problemă se pare că e pisitor numai la tine, la Bozieni, la Neamț. Îi zic, bun, trebuie rezolvată. Luni te sun. Luni m-a sunat de la minister, i-am dat și eu două idei din punct de vedere juridic, a pus și el în concordanță cu legislația care o avea, a schimbat ordinul de ministru, a modificat codul silvic, l-a trimis la Parlament și astăzi legea a fost schimbată, iar comunitatea dumneavoastră poate să meargă la Ocolul Silvic să marce acei copaci. Eu vă spun sincer, eu n-am știut că există problema asta, nici n-aveam de unde să știu. Dacă Dănuț, și vă spun sincer, că probleme într-un județ de 83 de localități sunt multe și foarte mulți colegi primari care au multe nevoi sau multe lucruri de rezolvat, proiecte. Asta era o problemă, ca să zic eu așa, așa pentru noi, mai minoră, dar pentru Dănuț majoră. Și nu s-a lăsat Dănuț și m-a bătut la cap săptămână de săptămână, lună de lună, până când s-a rezolvat. Și pe mine, și pe Eugen Țapu, și pe Tudor Polac, și Tudor. Eu am spus să nu spun că a rezolvat el, că n-avea cum să spune treaba asta, că n-ar fi spus corect. Dar o insista și o munci și el. Și-o stăruit pe lângă domnul ministru Mircea Fecu, care și el e prieten. Dar asta vreau să, ce-am vrut să subliniez cu ideea asta. Că nu parcursul e important. Ideea că cineva de la voi din comunitate, în speță Dănuț Arghiropol, s-a bătut ca acel
modificare legislativă proastă să se îndrepte, iar dumneavoastră, cei care aveați această problemă, să vi se rezolve. Putea să nu-l intereseze, putea spune George, dă-mi asfalt, dă-mi apă, dă-mi canal, dă-mi niște bani la buget, hai să vedem una alta, dă-mi un proiect mare. Asta e o problemă minoră, asta e legea, na, ce să faci, nu mai schimbăm noi legea, acum eu sunt primar la Buzin, nu pot să schimb legea, bă, asta e, na, oamenii nu au, și cu asta basta. Dar nu el s-a bătut pentru asta și pentru asta trebuie aplaudat și merită felicitări dumneavoastră. Sunt convins că împreună cu Dănuț Arghiropol, cu Laurențiu Leoreanu la Roman și, apropo, cei care aveți la fel, ca la Unicen, cum am zis, mai altă speță acolo, cei care aveți prieteni și rude la Roman, Laurențiu Leoreanu are 65% azi. Se pare că nu se oprește și vrea să mai urce, mai sus. Ceea ce ne e rău și bine și îl ajutăm și îl felicităm. La fel, dați un mesaj pentru Roman, pentru echipa domnului Leoreanu la Roman, pentru candidează pentru un nou mandat la primăria municipiului Roman și merită să le ia la un scor cât mai mare. La dumneavoastră, la Bozieni, voi face echipă 100% cu Dănuț Arghiropol. În afara faptului că am spus, suntem colegi, suntem și prieteni, de multe ori, într-adevăr, nu e nevoie să vorbim prea mult, e nevoie să schimbăm două vorbe, trei cuvinte, să ne uităm unul la altul și ne înțelegem din priviri de multe ori. De asta spun că putem face o echipă nu bună, ci extraordinară. Eu cu Dănuț Arghiropol, Dănuț Arghiropol cu noi, cu echipa PNL-ului și împreună vă promit că vom fi alături de dumneavoastră, de Dănuț, pentru a aduce proiecte, pentru a aduce dezvoltare, iar Bozienul, Dane, va fi respectat, nu cum a fost în ultimii 4 ani, când Consiliul Județean Neamț o dat firmituri la comuna Bozieni, în timp ce Oniceniu, baronul de acolo, ia 10 miliarde pe an, Bozienul a luat 50.000 de lei pe an. Asta e diferența. Sunt aceleași comune, mai multe proiecte are Dănuț decât Bogdan Duminică, doar că acolo au venit banii de la CJ mult mai mult. 10 miliarde 50.000 de lei. Vom schimba lucrul ăsta bine, Dănuț, să fie 10 miliarde și acolo cu tot dat Dumnezeu. Știi cum spune, este o chestie de asta cu, nu mai știu bancul cap-coadă acum, dar spun așa puțin. Rabin spune, domnule, dacă eu sunt credincios, dacă Dumnezeu mă iubește, eu arunc banii ăștia din cutia mine în sus, fac un cerc. Știi? Și, domnule, ce cad din cercul ăsta înseamnă că Dumnezeu vrea să fie a meu. Ce în afara cercului al lui Dumnezeu? Dar noi să zicem ortodox, să spunem, domnule, pe mine dacă mă iubește Dumnezeu și, într-adevăr, îi credință și ține la mine, da. Domnule, eu cu tine la mine eu arunc în sus. Ce are nevoie Dumnezeu își ia din aer, ce cade jos ia meu. La domnul Laurențeni, ce dă Dumnezeu și are nevoie își ia la noi să fie ce cade jos. Dănuț, Doamne ajută, gândul cel bun, oameni buni, sărbători cu bine pascale. Facem echipă cu Dan Arghiropol, George Lazar, PNL, victorie, mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnul președinte. Nu prea sunt obișnuit și nu prea mi se pare așa normal, prea mult se vorbește de Dănuț Arghiropol. Aici nu e vorba de Dănuț Arghiropol. Aici este vorba de comuna Bozieni, toți suntem prieteni, ne știm, ne cunoaștem și de buni și de răi, suntem născuți, suntem crescuți aici. Apropo, domnul președinte, avem candidat din altă comună, ați mai auzit așa ceva? Contracandidat din altă comună, nici măcar n-are treabă. Poftim? Nu știu dacă e din Neamț, că nu i-am văzut rădăcinile, nici nu știu. Nici nu știu dacă e român. Nici nu mai știu, că nu are importanță. Da, asta e culmea acolo. Ideea este în felul următor. După părerea mea, noi, comunitatea asta, care am fost toți pentru unul și unul pentru toți, eu zic că am început cu dreptul în primă fază și zic, mă refer aici la proiectele pe care le-am implementat. Repet, datorită domnului președinte Lazar, domnului senator, domnul deputat Pola, domnului Leoreanu, împreună. Este foarte adevărat. Cu un iluminat, cu un asfalt, utilaje pe proiecte europene, dispensar medical care urmează acum. Avem niște proiecte foarte frumoase pentru copii, pentru tineri, pentru de digitalizare. O să vedeți tot felul de lucruri moderne, corecte și normale zilelor noastre. Dar, domnul președinte, țineți minte când spuneam, n-am asfalt? Domnul președinte, n-am cămin cultural. Nu am cămin, nu am cămin cultural și gaz. Implementăm? Am zis de gaz, am promis. Ai promis? Bun. Gata. Eram cu gândul la cămin, că mă doare. Dacă intrăm înăuntru, nu prea mai repede. Afară suntem oameni gospodari, când intrăm înăuntru nu mai suntem. Da? Am fost ziua ta. A, și asta e adevărat, da. Ideea este în felul următor. Trebuie să fim toți pentru unul și unul pentru toți. Știți foarte bine, de data asta, domnul președinte,
ne-am unit. Nu mai avem competiție, nu mai avem concurență, s-au lăsat de lucruri pentru că am reușit ca să facem o singură echipă formată din oameni gospodari, din oameni serioși, oameni care și acasă sunt cu lucrurile făcute și sunt gospodari și nu vin aici pentru a, cum spuneați, apropo de baroneală și de nu știu ce. Este vorba de oameni care fac și acasă și aici suntem toți pe sens unic pentru dezvoltare și pentru lucruri, pentru comună și pentru comunitate. Toți sunt ai noștri și buni și răi și cum îi știm și cu defecte și cu calități cum suntem noi toți, sunt ai noștri. Și de asta vreau să vă mulțumesc încă o dată și să dea Dumnezeu. Dar o să fie cu siguranță ca domnul președinte să ajungă președintele Consiliului Județean și o să vedeți atunci dezvoltare pentru Comuna Bozieni, pentru Comuna Bozieni nu a fost aici. În moment, ajunge ușor la locul ei. Am fost comună top și model pe zona Roman Metropolitan. Dar de mult mai de bine. Ideea este în felul următor. Avem niște proiecte care urmează să le implementăm. Mă refer la băieți, nu mai mergem la Roman și la asta să jucăm fotbal pe sintetic. Facem aici la noi, băieți, da? Pentru că trebuie să fim... Ne mândrim cu generațiile noastre. Îs frumoși, nu? Când aducem instructor, mergem la dansuri, ne apucăm acuș? Ne apucăm. Da. Știu. M-a provocat la tenis de masă. Am zis că nu s-a născut la care să mă bate. Reuții, așa-i? Așa-i. Da, domnilor. Să revenim la treburile noastre. Mă bucur că avem un dialog. Ne exprimăm cuvintele liber, frumos și cu picioarele pe pământ. Pentru că cu toții suntem prieteni în viața de zi cu zi. Acum s-a întâmplat să fim de partea asta de masă. Dar normal, acum după 5 minute suntem toți. Și ne revenim și vorbim normal de la același... nivel, pentru că suntem prieteni și trebuie să ne respectăm unii pe alții. Domnul președinte, ar fi bine să te antrenezi un pic. Măcar să nu televizăm. Da? Bine. Așa mai spus cineva. Nu-i problemă, bătaie, știu că am mai luat. Domnul președinte, ultimul cuvânt să fie de la dumneavoastră pe ziua de astăzi. Ești curajos, Dănuț. Doamne ajută, mulțumesc frumos! Și ne întâlnim în prima zi de Paști la bal, tot aici, înăuntru. Doamne ajută, sărbători cu bine, să fiți sănătoși și voioși! Originalele. Bună ziua! Astea sunt copiii. Să vă mulțumesc! Astea sunt originalele. Acelea sunt originalele.